Datorită implicării reprezentanților instituției, Spitalul Municipal din Orșova este pregătit pentru valul 5 al pandemiei. Astfel, în cadrul acestei unități sanitare, a fost înființat un centru de evaluare COVID-19, cât și un centru de evaluare post-COVID. Aici, pacienții vor beneficia de cele mai moderne condiții. Centrul de evaluare COVID-19 s-a înființat în sprijinul compartimentului de primire urgență, în cazul în care va fi o afluență foarte mare a pacienților depistați pozitiv și care vor trebui investigați și dirijați după caz, la domiciliu sau internați. Ne aflăm într-un centru de evaluare COVID, de fapt un centru care va deservi în primul rând pacienții care sunt testați COVID. Și este un centru care efectiv va prelua din afluența care specialiștii în sănătate publică ne spun că va fi pe compartimentul de primiri urgențe un număr mare cu forme ușoare celor infectați cu SARS-CoV-2. Este un centru care are un program deocamdată între 8 și 22, deoarece avem medicul de pneumolog împreună cu asistenta, cu infirmiera și personal de sprijin în cadrul compartimentului de primiri urgențe, care să preia bolnavii și să le facă o anamneză a lor și o evaluare care înseamnă analize medicale, înseamnă o radiografie și după caz ulterior, dacă se consideră de către medicul specialist că e cazul de internare, va fi internat în spital, iar dacă nu, se va duce la domiciliu, de unde începe monitorizarea de către medicul de familie. Noul centru de evaluare dispune de 10 paturi pentru pacienții care vor beneficia de analize medicale, examinări imagistice, adecvate radiografii, dar și tomografii computerizate după caz. De asemenea, Spitalul Municipal din Orșova dispune și de un centru de evaluare post-COVID. De astăzi, foștii pacienți infectați cu SARS-CoV-2 vor primi prin SMS sau prin apelare telefonică data și ora la care se vor prezenta pentru investigații. Din data de 17 începem o evaluare post-COVID a tuturor pacienților care au fost în cadrul Spitalului Municipal din Orșova infectați cu SARS-CoV-2. Ceea ce înseamnă că nu e puțin lucru, pentru că ne-au trecut pragul în perioada aceasta de pandemie aproape 1000 de pacienți care nu știu acum că noi discutăm ce reacții adverse post-COVID au. Și atunci noi ne-am gândit, având în vedere faptul că și Casa de Asigurări de Sănătate ne sprijină în această evaluare post-COVID, am gândit că e bine să le trimitem invitații, să-și dea acordul, după care din data de 17 vor veni la spital. Avem un personal dedicat care, și cu o linie telefonică care va transmite data, ora la care trebuie să vină pentru această investigație post-COVID. Iar dacă dânsii nu pot, tot la fel personalul dedicat va suna cu o zi înainte pentru a întreba dacă pot să respecte programarea, iar dacă nu, vor fi reprogramați. Pacienții se vor prezenta la evaluare cu biletul de trimitere de la medicul de familie, cardul de sănătate și cartea de identitate sau buletinul. Investigațiile și evaluarea sunt gratuite. Ce înseamnă această evaluare post-COVID? Înseamnă din nou un set de analize speciale pentru post-COVID, înseamnă o radiografie, iar în funcție o ecografie, spirometrie, un examen cardiologic, iar dacă medicii, comisia medicală formată va considera că trebuie investigații mai aprofundate, în acel moment vor fi trimiși la medicii specialiști. Și mai avem, să spunem așa, o surpriză plăcută pentru pacienți, în cazul în care, de exemplu, vor avea afecțiuni neurologice. Noi, neavând medic neurolog, vom pune la dispoziție ambulanța spitalului pentru a face o consultație interdisciplinară la o altă dată la un spital cu care noi colaborăm, respectiv ori Spitalul Județean din Drobeta Turnul Severin, ori din altă locație. Și atunci, efectiv, vom asigura un pachet complet de analize post-COVID. Evaluarea post-COVID-19 este esențială pentru toate persoanele care au trecut prin această infectare. Sunt două aspecte care ne interesează pe noi ca spital. În primul rând, este un istoric al pacientului care pe perioadă medie și lungă va ajuta și va degreva Spitalul Municipal din Orșova de a asigura o medicație sau respectiv o internare cu costuri foarte mari, cu complicații acestei patologii SARS-CoV-2. Și atunci această, să spunem,
această evaluare post-COVID pentru noi și pentru pacient, în primul rând, va însemna stadiul și ceea ce trebuie făcut de aici înainte. Pentru că spitalele mai mari care au cazuistică mai mare, și aici aș da exemplu Victor Babeș din Timișoara, are o cazuistică care a făcut și un clasament al reacțiilor adverse și pe primul loc erau reacții adverse neurologice, cardiovasculare și circulatorii. Deci aceste trei reacții adverse s-au constatat post-COVID. Și atunci și noi, Spitalul Municipal din Orșova, venim în sprijinul pacientului pentru a face această investigație post-COVID. Managerii spitalelor, alături de cadrele medicale, sunt adevărații eroi ai zilelor noastre. Sunt cei care luptă în prima linie contra virusului criminal și pe umerii cărora stă toată responsabilitatea în actuala criză sanitară din România. Adrian Cican, managerul spitalului din Orșova, a depus eforturi uriașe pentru ca unitatea medicală pe care o conduce să ofere condiții europene de tratament, iar pacienții să beneficieze de îngrijiri medicale la un nivel foarte ridicat.